Un click în plus e un client în minus. Fiecare click în plus e un client în minus. Mesajul voi l-ați scris după ce eu v-am arătat că aici voi aveți un scop, ca să aveți sunetul. Sunetul are un singur scop, ca să fie întâlniri. Întâlnirea, vânzare, vânzarea. Bun, clar. Bun, mulțumesc, o zi bună. Voi trebuie să vă întrebați care e scopul mesajului respectiv. Pentru ce îl scriu eu? Alexandru știe cum să abordeze și să implice publicul în discursul care îl face și să participe fiecare participant la curs să facă parte din tot discursul care are loc. Aș recomanda tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, indiferent de domeniul în care activează, pentru că într-adevăr te ajută foarte mult să înțelegi cu adevărat că în viață, pentru a atinge rezultate frumoase, pentru a fi cât mai performant, pentru a atinge performanță înaltă, de fapt, trebuie să muncești mult și ai nevoie de o motivare puternică pe care am primit-o în acest weekend. Voi m-ați chemat la întâlnire. Întâlnirea poate fi pe terenul vostru, poate fi pe terenul lui. E căuta spațiul potrivit. Eu știu că majoritatea din cei prezenți aici, ca oameni, și eu sunt om, avem nevoie de să așeze luna stelis și condiții speciale, să nu mă audă nimeni, să nu știe incomod, să nu stăie șef lângă mine, să nu știe asta în transport, să nu... Trebuie să căutăm condiții speciale ca să putem apela un client. Este un speaker foarte, foarte fain, are duh în el. Cel mai tare ce îmi place în ceea ce zice, faptul că este totul înțeles. Îți ridică la maxim tot ce ai în tine și îți dă putere să mergi mai departe și să-ți faci lucrurile, să fii super tare în business-ul în care o faci tu. Mi-a plăcut faptul că posedă limbajul, da, specific societății noastre. De fapt, cunoștințele sunt neechivalente la ceea ce trăim noi în ziua de azi, dar raportate la societatea în care trăim. Asta este cel mai important, că noi percepem totul. Dar n-am probleme cu dânsul, în sensul că e tot ok. Mi-a plăcut felul în care domnul Alexandru a arătat, ne-a arătat nouă cum trebuie să primim informația, cum trebuie să lucrăm cu clienții. Asta cred că este cel mai important în domeniul nostru de vânzări. Mi-a plăcut felul în care el a condus într-un mod foarte hazliu și pe înțelesul absolut tuturor. Și chiar care se memorizează. Felul ăsta chiar se memorizează. Dacă ar fi citit de pe foaie punctele A, B, C, nu s-ar fi memorizat absolut nimic. Și aici sunt scenarii separate pe care noi le facem. Voi mă sunați, voi ați luat de la mine contactele, eu m-am lecuit și tot ok. Și eu, ar fi bine să mă întrebați. Important în momente de genul ăsta, pentru că s-ar putea în viață să mai aveți oportunități. Eu acum nu spun asta, vouă spun oricui. S-ar putea să mai aveți oportunități în care să sunt, e că ați aflat acolo ceva. Prietenii Pafas. Vreți să câștigați mai mult, trebuie să fiți acolo unde sunt ei. Ca să fiți acolo unde sunt ei, trebuie să câștigați mai mult.